Ai spus într-un video anterior că ai vrea să vezi colecția mea de parfumuri arabești. Eu credeam că n-am foarte multe, dar m-am uitat cu atenție și am constatat că de fapt am, așa că pot să arăt cât pot eu de pe scurt ce parfumuri arabești am adunat de-a lungul timpului. Și vom începe cu Latafa Mahir, un parfum care în mod real nu-mi place foarte mult. În general îmi plac parfumurile astea arabești care sunt mai puțin arabești. Și ăsta se ia foarte în serios pe partea arabească, adică are ceva caramel, are ceva floral, are ceva ud, are tot ce trebuie să fie un parfum arabesc. Numai că mi se pare că nu are performanțele atât de bune la prețul pe care îl cere, pentru că e undeva peste 100 de lei și la sub 100 de lei ai putea la fel de bine să-l iei pe Opulent Ud, care mi se pare că face cam tot ce face Mahir, doar că e mai persistent, mai puternic și cu o notă mult mai puternică de ud. Ud medicinal, care te duce cu gândul oarecum spre dentist. Acum, sunt și alte parfumuri arabești care au ajuns la mine cu un miros chiar arabesc și printre ele se numără și Latafa Blue Wood, care e oricum, din punctul meu de vedere, mai purtabil decât Opulent Wood. Rave Wood Meat e un parfum interesant. E un parfum care merită încercat, tot cu o pornire arabească. Mi se pare un parfum de seară, dar mi se pare ceva mai rafinat decât Opulent Wood. Mi se pare că se duce în aceeași direcție, dar are ceva întunecos în el, ceva ușor misterios și cred că merită să-i dai atenție ca unul dintre parfumurile astea arabești pe care totuși să le încerci. Apoi, Al Watania Special Wood. Ăsta arată de la început foarte bine, nu cred că poți să vezi, dar are niște bucățele de lemn, ar trebui să fie ud. Și mirosul este un ud delicat. O să zic mult ud în video ăsta. Și revenind la parfum, e o combinație pe care o văd între un ud cu ceva note florale, parcă ceva note fructate și parcă pe acolo pe undeva e un miros ca de săpun. E ceva neașteptat, că udul te aștepta să fie mai dur, dar aici are ceva delicatețe, o delicatețe aparte. Dar mi se pare totuși că parfumul ăsta se potrivește mai bine unei femei decât unui bărbat, tocmai datorită extra delicateții. De Oud 24 Hours am mai vorbit, e una dintre cele mai cunoscute clone de Tom Ford Black Orchid. Nu e o clonă perfectă, dar eu nici nu mi-am bătut foarte mult capul cu ideea de o clonă de Black Orchid pentru că nu-mi place atât de mult parfumul, adică îl respect pentru performanță, dar mi se pare că e cam prea dulce și ușor prea feminin pentru gusturile mele și mi se pare că în aceeași direcție se duce și acesta. Acum, dacă vrei o clonă de Black Orchid, e de luat în calcul pentru că din punct de vedere al performanțelor stă ok și din punct de vedere al prețului, luând în calcul și din punct de vedere al mirosului, de fapt, luând în calcul și prețul, că a fost în jur de 50 de lei, merită încercat. Și aici îl avem pe Oud Mood Reminiscence, care mă face să-mi dau seama că de fapt am destul de multe parfumuri care au pornirea asta arabească. Le-am tot cumpărat la recomandări, știi, când cineva îmi scrie în comentarii, uite, încearcă parfumul ăla, mai ales dacă au și un preț foarte bun pe EMAG, de ce nu? Pe ăsta l-am luat așa, cu vreo 40 de lei. Și nu e un parfum rău deloc, adică dacă vrei să miroși în zona aceea arabească, ăsta e destul de cuminte în raport cu Opulent Wood sau chiar cu Mahir. Și are performanțe bune, dar nu l-am prea purtat, adică mi se pare așa un ud ușor floral, nimic extraordinar din punctul meu de vedere, dar totuși un parfum ok. Hai să vedem dacă mai găsesc ceva tot arabesc ca să le epuizăm pe astea, da, l-am aici pe Velvet Wood de la Latafa, care vine în cutia asta, e unul din puținele parfumuri la care am păstrat cutia. Și el arată în felul următor. Nu mă dau un vânt după sticlă, dar îmi place cutia. E un parfum arabesc orientat pe notă de piele. E o piele florală. Ai putea să spui că e o interpretare mai arabească pentru un Tom Ford Tuscan Leather și ceva mai delicat. E un fel de Tuscan Leather combinat cu ombre leather și făcut cât se poate de orientat. Latafa Kaed, să nu uităm de asta. Și aici am păstrat. Aparent îmi plac cutiile astea circulare. Latafa Kaed are la fel o pornire foarte serioasă arabească, dar are în el și destul de multă scorțișoară și multă lume pare să-l aprecieze pentru vremea rece. Deja în punctul ăsta e cam mult, parfumul e cam dulce, e cam puternic, dar în vremea rece face o treabă bună dacă vrei genul ăla de aromă. Și cu asta cred că am cam epuizat aromele foarte hotărât arabești și putem să intrăm în cele care au și o valență oarecum occidental. Și începem cu Badalud Amethyst, care e inspirat din Atomic Rose de la Initio. Linia asta Badalud e inspirată din creații Initio și acesta are în el trandafir, lucru care nu te aștepta să-mi placă, dar în mod surprinzător îmi place, pentru că e un trandafir nedefinit, e ca un fel de jeleu de trandafir și de asemenea ce e important de spus despre el e că performanțele sunt foarte bune.
la TAFA Wood for Glory sau Bade Alud. Ăsta e inspirat din Initio Wood for Greatness și mi se pare unul dintre cele mai reușite parfumuri la TAFA. Acum, nu vreau să zic că e o clonă 100% a lui Wood for Greatness, dar se apropie, adică se joacă foarte bine cu același contrast de lumină și întuneric. E un parfum foarte complex, cu mult patchouli care îi dă o profunzime aparte. Are și wood, dar woodul nu e atât de puternic, are și ceva dulce în el. E o creație interesantă. De fapt, după cum spuneam, cred că e una dintre cele mai bune creații la TAFA. Apoi îl avem aici pe Black Santal, care efectiv nu mai știu de cine este făcut și nici nu cred că scrie aici. Ideea e că e un parfum arabesc ceva mai delicat, dar tot în zona arabească, care arată ca un Dior. N-ar fi mare lucru de spus despre el. Mă așteptam să fie mai plin de lemn de santal, mă așteptam să aibă niște note mai delicate, dar n-a fost chiar așa. În schimb, Oud Malky de la Kate of London mi s-a părut o alegere foarte interesantă și spun de el pentru că are sticla foarte asemănătoare cu cel de dinainte. Ăsta e un parfum cât se poate de occidental, cu niște performanțe medii, adică n-are performanțele turbate arabești, dar totuși e un parfum demn de luat în calcul dacă vrei să dai nu foarte mulți bani pe parfum interesant. Nu ți-am spus de Guinea. Nu știu, niciodată n-am știut cum se numește parfumul ăsta, s-ar putea să numească chiar Guinea. Și îl văd tot de la TAFA și îl văd așa ca pe un parfum mai degrabă adresat doamnelor. Un parfum delicat care păstrează toate trăsăturile arabești pe care le găsești într-un parfum arabesc, totuși comercial. Iar aici îl avem pe Chagaf Men, pe care, sincer să fiu, nu mai știu cu ce să-l asemăn. Ăsta e destul de... Se vrea un parfum de primăvară-vară din zona occidentală, adică e mai fresh, e relativ sintetic și pe pielea mea nu miroase extraordinar. Dar mi se mai întâmplă uneori ca unele parfumuri să nu miroase fantastic pe mine. Ideea e că sticla arată destul de bine, dar sincer nu știu dacă e o chestie care chiar merită făcută parfumul ăsta. În schimb, o chestie care cred că merită făcută dacă îți plac mirosurile cu piele este Craft Noir de la Vurv, care mi se părea o opțiune interesantă pentru ombre leather sau chiar pentru task în leather de la Tom Ford la un preț foarte, foarte mic și nu are nici pornirea aceea foarte arabească. Tot mai găsesc parfumuri care au porniri orientale foarte hotărâte și l-am găsit pe Oud Al Sayed, care, după cum îți spune și numele, are ceva oud, are ceva lucruri dulci în el, are ceva caramel. E un miros cât se poate de tipic când spui parfum arabesc. De asemenea, știu că ăsta are performanțe bune, deși nu l-am purtat prea mult. Și de parfumul arabești, nu sunt prima mea opțiune, adică mai folosesc din când în când, dar atunci când am alte opțiuni, ajung destul de greu să zic, astăzi aș vrea cu parfumul ăsta. Totuși, le încerc pentru că sunt curios și unele sunt chiar surprinzător de bune. Cum e, de exemplu, Irish Deluxe la Fragrance Deluxe. Un parfum, din nou, bazat pe o notă de piele. O notă serioasă de piele. Ideea e că parfumul ăsta chiar miroase bine, are o anumită eleganță și o duritate dată de piele, păstrând în același timp în el ceva proaspăt. În genul parfumurilor de piele, ăsta chiar e o experiență interesantă. Pielea asta chiar miroase a geacă de piele, într-un mod destul de brutal și e combinat brutal, în sensul bun, vreau să zic, și e combinat cu ceva tutun. Pe ideea oarecum asemănătoare merge și Rasasi Tobacco Blaze, care vine și în cutia asta simpatică cu capac magnetic, în fine, sunt 4 magnete aici. Și Tobacco Blaze chiar îmi place, o combinație de piele cu tutun cu șofran, deci se deschide destul de întunecos cu piele și tutun, dar apoi șofranul preia toată treaba asta și face lucrurile un pic mai dulci. Ideea e că parfumul ăsta e în altă ligă, să spunem, decât alte parfumuri arabești, adică e parcă mai bun, mai rafinat și are și performanțe extrem de bune. Ți-l prezint pe Cavalier de la Grande Aurelit. Asta e o clonă de Creed Aventus. Și după cum știi, orice casă sau aproape orice casă a încercat o clonă de Creed Aventus. Ei aici au reușit una destul de interesantă, dar trebuie să știi că ananasul din el se duce într-o zonă destul de sintetică. E mai degrabă suc de ananas, mai degrabă bomboane de ananas decât ananas fructul. Apoi îl avem aici pe Rams la TAFA Silver, despre care mulți oameni spun că este o clonă de Jean-Paul Gaultier Ultramal. Și într-o oarecare măsură pot înțelege asta. În deschidere nu e chiar ultramal, după care pe piele devine mai așa, doar că e o variantă ceva mai sintetică, deci nu te aștepta la o clonă 1-1. Cum ar fi fost Afnan 9PM, pe care nu l-am luat. Cu
cum este Afnan 9PM, care cred eu că este cea mai bună clonă de Creed Aventus, care cred eu că este cea mai bună clonă de Jean-Paul Gaultier Ultramal. Deci dacă chiar vrei o clonă bună la un preț ok, ce drept e mai scump, e în jur de 100-100 ceva de lei, parfumul ăsta e opțiunea mai rafinată, mai bună și mai apropiată de original. Aici îl avem pe Just Jack Ombre Sweet. Just Jack sunt făcuți de aceiași oameni, adică Sterling Perfumes, care au și Arma. Doar că pentru Just Jack se duc pe soluții mult mai prietenoase ca preț, dar și din punct de vedere al calității sunt ceva mai scăzute. Parfumul ăsta, încă mai merge pulverizatorul. Era să oare cum a ombre leather, dar parcă nu prinde întru totul ideea. Adică poți să-l folosești să încazi de ceva, dar nu e același lucru totuși. Tot la Just Jack îl am și pe Adventure for Him, care cred că anticipez că este un Creed Aventus. Nu e un Creed Aventus rău, dar nu are performanțe deloc bune. Toate astea, la cât a costat, nu poți să fii foarte supărat pe el, dar nici nu-ți prea vine să-l folosești. Și tot de la Just Jack am acest Vetiver, care este o clonă de Tom Ford Grey Vetiver. Problema e că pulverizatorul acestuia chiar nu mai merge. Adică am o sticlă de parfum care nu face nimic, știi? Adică... Așa. Ideea e că el miroase destul de bine, se apropie oarecum de Tom Ford, adică mi se pare o clonă mai reușită, dar nu e o clonă perfectă, evident. Păcat că nu mai merge totuși pulverizatorul, că ar fi fost ok. Că tot ziceam de Armaf, îl am pe Armaf Derby Clubhouse Gold, care în mod surprinzător e un fel de clonă de Mont Blanc Legend, dar e o clonă în care se potențează mai bine mirosul de măr și de ananas, așa că nu e rău deloc, ba chiar aș spune că e interesant în contextul în care costă vreo 70-80 de lei în multe locuri și are performanțe bune. Aici l-am pe Rasasi Darij Purom, un parfum care mi-a fost recomandat de multe ori, dar cu care nu am reușit să mă obișnuiesc. Adică pur și simplu nu e genul meu parfumul. Nu e rău deloc, dar nu rezonez deloc cu el. Desert Sultan de la Ardal Zafaran. Ăsta este Desert Sultan Sapphire. Nu, ăsta este Desert Sultan Emerald, mereu le confund. Ăsta e Sapphire, ăsta e Emerald. Și mi se pare că dintre cele două, cred că îl prefer mai mult pe Sapphire totuși. Mi se pare că amândouă au oarecare legătură cu parfumurile de la Creed, amândouă s-au uitat un pic spre Creed Aventus, dar apoi au refăcut formula și au făcut lucruri un pic diferite. Amândouă sunt parfumuri foarte ușor de purtat, în vreme caldă, dar mi se pare că Sapphire e un pic mai interesant, un pic mai... unic. Nu zic că Emerald nu-i bun, e o opțiune bună și el e genul de parfum fresh care e și un pic dulce, pe care poți să-l porți liniștit la birou. Apoi Armaf Craze, pe care la fel l-am cumpărat la recomandare, este o clonă de parfum de Marley Pegasus și din punctul de vedere e o clonă bună, din care capacul, la care capacul nu funcționează cum trebuie. E un parfum dulce, e un parfum cu migdale, e un parfum destul de sintetic, dar cu toate astea miroase bine, adică pentru prețul lui miroase mai bine decât așteptai și s-ar putea să fie una dintre cele mai ok clone de Pegasus. Apoi o achiziție recentă este Azdaf Amir Al Arab Prince of Arabia. Parfumul ăsta mi-a atras atenția pentru sticla asta, nu știam că e de catifea, credeam că e doar neagră mată. Faptul că e de catifea, să zicem că mi se pare interesant, deși nu țin neapărat acest aspect. Mirosul, în schimb, e destul de plăcut. E un parfum ușor neobișnuit, dar destul de ușor de purtat. Poți să-l iei la birou. Nu e rău deloc, adică ăsta chiar merită atenție. Și îl avem și pe fratele lui pe undeva, dar nu știu acum unde e, așa că voi depăși momentul. Și voi trece la Vourvoice Bleu, care se vrea o copie de, sau o clonă, dacă vrei, de... Versace Dylan Blue, combinată cu un fel de Bleu de Chanel, într-o variantă destul de sintetică. Per total, nu e un parfum rău deloc, adică dacă vrei un parfum arabesc care să fie cât se poate de occidental, ăsta e parfumul spre care să mergi. Și mai este și Ardal Zafaran Sayad Al Kulob, despre care mulți oameni spun că este o clonă de Bleu de Chanel. Acum eu n-am simțit atât de puternic asemănările, mai ales că ăsta mi se pare mult mai sintetic. Da, dacă vrei și un parfum de vreme caldă, care să miroasă oarecum a gel de duș, e o opțiune bună de luat în calcul. La fel cum este și Dar Al Hey de la Ardal Zafaran. Ăsta mi se pare că se apropie un pic mai mult de Versace Dylan Blue. La fel mulți oameni spun că seamănă cu Versace Dylan Blue. Mie mi se pare că proporțiile nu sunt la fel de bine prinse, adică combinația de fresh cu dulce nu e la fel de bine făcut aici, dar în continuare un parfum... interesant, vreme caldă, care nu miroase deloc arabesc. Și aici îl avem pe I Am The King, tot de la Ardal Zafaran, un parfum care își dorește să cam fie Creed,
să cam fie Dior Sauvage când o să fie mare. În principiu își dorește să fie Dior Sauvage Eau de Parfum, pentru că Ambroxanu e mult mai potolit aici, aproape că nu se simte, și parfumul are și o oarecare doză de dulceață. Nu e rău, nu e extraordinar. Acum nu știu cum ești tu cu clonele de Dior Sauvage. Eu, sincer, în punctul ăsta nu prea mai vreau. Și deși nu prea mai vreau, iată The Pride of Armaf, care este de asemenea o clonă de Creed Aventus, o clonă de Dior Sauvage Eau de Parfum. Mi se pare interesant să spui că The Pride of Armaf e fix Dior Sauvage, deci cu asta se mândresc ei cel mai mult. Mai degrabă mă gândeam că s-ar mândri cu Club de Nuit Intense Men, dar hei. Ăsta mi se pare ceva mai bun decât I Am The King, mi se pare un pic mai delicat, dar în continuare nu e un Sauvage. În schimb, Latafa Confidential Platinum chiar îmi place. Mi se pare un parfum pe care n-am reușit să-l asociez cu altul deja existent, probabil că există o asemănare cu altceva, dar mi se pare un parfum interesant, are destul de multă personalitate. E fresh, e dulceag, e bun de birou, are performanțe bune și în vremea caldă îi poți găsi tot felul de întrebuințări. Grandeur Elite, Milesime sau Milesim, e genul de parfum care își găsește inspirația în Y Eau de Parfum de la Yves Saint Laurent, dar sunt destul de obosit și de asta comunic atât de greșit. Ideea e că nu e rău deloc, cred că de la Grandeur Elite mi se pare cel mai interesant din ce am încercat eu până acum și performanțele sale sunt decente, spre diferență de Fakar Men, care se deschidea cam ca Y, dar apoi se ducea în altă direcție. Ăsta rămâne pe direcția lui Y Eau de Parfum mai mult timp, din punct de vedere al performanțelor, de asemenea pe mine, mi le simt stau un pic mai bine. Și apoi Royce Black, fratele mai de vreme rece al lui Royce Blue, un parfum cu scorțișoară, cu ceva note fructate și foarte interesant pentru zilele răcoroase. Mi se pare că miroase ca un fel de dulceață, sau mai degrabă un gem de fructe cu scorțișoară. Pe mine persistă bine, dar îmi spune cineva pe Instagram zilele trecute că doar vreo 2-3 ore pe el, deci nu știu ce să spun, poate anumite loturi sunt diferite ca performanță sau pur și simplu a fost reformulat. Revenind la clone de Bleu de Chanel, l-avem aici pe Armaf Marjan Silver, care mi se pare o clonă de Bleu de Chanel destul de bună, deși de asemenea sintetică. În principiu te cam aștepți la asta. Problema lui e că nu se prea găsește. Dar așa, pe total, nu e rău deloc. Parcă e mai sintetic, parcă un pic mai sărat, parcă nici performanțele nu sunt la fel de bune ca lui Bleu de Chanel Eau de Parfum. Dar dacă îți dorești o clonă care să nu coste mult și îl găsești, în ciuda designului este destul de ciudat, parfumul merită. Uite, unul care mi-a plăcut mereu este Caltata la Arabia Royal Delight. Ideea e că e un parfum fructat, fresh, din nou, nu vreau să mai zic că e sintetic, e de așteptat să fie, ideea e că parfumul ăsta nu e rău. Într-o vremea caldă are și ceva ușor dulce în el, dar nu e niciun fel o revelație. Totuși, dacă vrei să nu te lovească tot felul de uduri și lucruri de genul ăsta, poți să te duci în direcția asta. Cum poți să faci și cu Latafa Najdia, care și cam dorește să fie Invictus Aqua. În punctul ăsta e o combinație între, hai să zicem, Invictus Aqua și Rasasi Havas cu performanțe decente. Nu e genul de parfum care să țină o săptămână, dar 7 ore cred că stă pe pielea ta. Un parfum bun de primăvară înspre vară. Oamenii spun că, mulți oameni spun că e unisex, eu zic că posibil, dar cred că e mai degrabă bărbătesc. Și l-am aici pe Najdia Tribute, care mi se pare mult mai serios. Nu știu exact din ce se inspiră, el se deschide relativ dulceag, ușor fresh, după care ia o întorsătură foarte întunecoasă. Asta are mult caracter, dar e mai greu de purtat în majoritatea situațiilor. Adică mi se pare mai degrabă un parfum pe care să-l poți la o ținută mai elegantă sau într-o seară. Și mai există și Oud Najdia, că în definitiv cred că voiam să am toate Najdia la un moment dat. Oud Najdia e cel care m-a impresionat cel mai puțin. Nu e deloc rău parfumul, dar nu i-am dat eu foarte mare atenție pentru că nu mi-a spus mai nimic. E dulceag, e plăcut, e ușor de purtat, dar probabil că tocmai de asta. Și apoi avem aici foarte inspiratul Dakar, care se inspiră din Dakar Noir. Și e o clonă bună numai că nu are performanțe extraordinare. Da, toată sticla asta de 50 de mililitri, cred că costa 30 de lei. Mai avem aici niște Mahur. Îl avem pe Mahur Seadati, un parfum în zona aceea mai dulce și... Tocmai de asta nu mi-aduc aminte, pentru că nu i-am dat foarte mare atenție. Apoi îl avem pe Guy Ratu, care e mai manly. Deja în punctul ăsta am dat cu parfumuri peste alte parfumuri.
și ăsta mi-e foarte cunoscut, dar nu pot să-mi dau seama ce e ca o clonă. Nici ăsta nu e preferatul meu. Mi se pare că seamănă într-o oarecare măsură cu Special Wood. În schimb, Hasada e o clonă de Black Afghan, o clonă mai aerisită, dar totuși o clonă de Black Afghan. Îl mai avem aici pe Grandeur Elite Unbreakable Pure Homme, care am crezut că o să fie o clonă de Stronger With You. Este într-adevăr un parfum de vreme rece, dar nu e chiar Stronger With You. Dau un aer pentru că... Unbreakable... Practic, la Grandeur Elite îmi place faptul că se inspiră foarte mult din zona occidentală și rămân acolo. Și ăsta e foarte ușor de purtat în... mare parte a timpului, să zicem că nu l-aș purta în temperaturi extreme. Ideea e că e un fel de... mi se pare că e un fel de Invictus, dar ceva mai dulceag și fără pornirea de gumă de mestecat. Îl mai avem de asemenea pe... Musuf. Și în varianta asta e parfumul de vreme rece, care are struguri, ciocolată și în principiu miroase ca un parfum mai dulce de vreme rece. Și nu e rău deloc, de asemenea, pentru că nu se duce în zona orientală, rămâne occidental, cum este și fratele său, Musuf Ramadi. Mai verzui, mai albăstrui și ceva mai fresh, tot un fel de Bleu de Chanel combinat cu Versace Dylan Blue. Asta chiar merită încercat în perioada asta. Mi se pare că se potrivește foarte bine cu temperaturile de afară. Mai avem aici un Grandeur Elite Pacific Woods cu capac magnetic. Am crezut că o să semene cu Sauvage, nu seamănă cu Sauvage. În mod real nu știu cu ce seamănă, dar un pulverizator tare bun. Asta chiar are un miros interesant și sunt curios pe cine clonează, pentru că sunt sigur că parfumul din care se inspiră era wow. Adică în mod real îmi place cum miroase și ăsta, dar mă deranjează ceva din el, o notă, un fel de salvie, doar că nu sunt sigur că e asta. Și aici pe ultima 100 de metri am rămas cu creațiile care îmi plac cel mai mult. Hai să zic de Chill Bleu de la Mural de Ruiz, cred că îți dai seama din denumire că e o clonă de Bleu de Chanel. E o clonă de Bleu de Chanel oarecum apropiată, dacă performanțe nu e extrem de bune. În schimb, îl avem aici pe Afnan Supremacy Not Only Intense, ultima lor iterație în dorința de a face un Creed Aventus. Și mi se pare că e singura clonă de Creed Aventus pe care a meritat să o iau. Am mai avut Club de Nuit Intense Men și la un moment dat am zis că ăsta e parfum. Ideea e că în zona în care nu știau ce să facă, adică nu știau cum să prindă Creed Aventus, au improvizat și au dat o notă ca un fel de bomboană cu pepene în deschidere, care se combină cu deschiderea citrică, astfel că nu mai miroase a substanță de curățat cu lămâie și are o personalitate puțin mai dulceagă. Deci nu e 100% Creed Aventus, dar mi se pare că e foarte reușit și are și performanțe foarte bune. Ce trebuie să spun despre el, că primul loc când l-am pulverizat nu mi se pare extrem de puternic. După câteva săptămâni și câteva luni mi se pare că a devenit și a atins potențialul maxim și acum chiar stă foarte mult pe mine. Al Haramain L'Aventure Night, care este o clonă de Creed Green Irish Tweed. O clonă destul de bună. Mai ales că Al Haramain chiar se descurcă bine cu clonatul de Creed-uri și la Green Irish Tweed partea bună e că nu sunt chiar atât de multe clone și asta e ok. Și drept și prețul e ceva mai ridicat. Apoi îl avem aici pe Latafa Red Lux, care este un chei de la Dolce & Gabbana Eau de Toilette, doar că aici e făcut în varianta Eau de Parfum. Deci miroase foarte apropiat de chei Eau de Toilette, bine, poate lipsește niște delicatețe, dar fiind în varianta Eau de Parfum persistă mai bine. Aici este Jazab Silver de la Ardal Zafaran, care este o clonă de Acqua di Gio Profumo și o clonă destul de ok, luând în calcul faptul că ăsta costă sub 100 de lei. Evident că e mai sintetic, evident că nu are același contrast pe care îl obții din notele acelea, nu are aceeași delicatețe, dar, repet, pentru un parfum de 70-80 de lei, în fine, până într-o 100, e un parfum foarte reușit. Și acum avem aici un top 4 din preferințele mele actuale și îl voi începe cu Marhaba Tobacco Blend, care este un fel de red tobacco. Wow! Adică au scos tot ce nu le plăcea unor oameni la red tobacco, cum ar fi deschiderea destul de abrazivă și în care fructele erau un pic ciudate. Au făcut-o mai delicată și au potențat nota de tutun, având în continuare performanțe bune. Nu e chiar red tobacco, dar se apropie destul de mult și cred că mulți oameni o să-l aprecieze pe ăsta mai mult, tocmai pentru că deschiderea nu e la fel de brutală, în stilul Montal.
Apoi, îl avem aici, pe Club de Nuit Milestone, care mi se pare că este parfumul de la Armaf pe care trebuie să-l ai, care e copiat după Milesim Imperial de la Creed. Și nu sunt atât de multe clone de Creed Milesim Imperial, motiv pentru care ăsta e destul de diferit. Îl purtam săptămâna trecută și am mers cu un Uber, condus de o doamnă, care mi-a zis, vai ce bine miroase parfumul dumneavoastră. Și într-adevăr, e altă treabă. Se deschide cu un pepene sărat, Titus zice că e pepene cu șuncă, ok, n-am simțit șunca în el. Ideea e că e un pepene sărat care devine apoi floral, intervine un miros ca de mare în el. Ideea e că e un parfum de vreme caldă altfel. Pe mine, în schimb, parfumul ăsta n-are cele mai bune performanțe, cam 5 ore de persistență, dar m-au spus mulți oameni că pe ei persistă extrem de bine. Deci merită încercat. Ideea e că el poate fi găsit pe la 150 de lei până în 200, deci are un preț bun. Și apoi Emir Fire Your Desire, care este o clonă de Killian Angel's Share și încă o clonă bună. Nu o să zic acum că e o clonă perfectă, pentru că eu sincer nu cred că există clone perfecte, dar wow, parfumul ăsta chiar miroase delicios. E foarte sexy ce se întâmplă aici, exact cum era și în originalul Angel's Share. Repet, nu e o clonă perfectă, dar e o clonă bună și de asemenea are performanțe bune. Și drept totuși nu are cea mai puternică proiecție, adică e persistent pe mine, dar nu e genul de parfum care se simte prin toată casa. Pe de altă parte, nici originalul Angel's Share nu e așa. Și am păstrat pentru final obsesia mea recentă, care este Marhaba Contagious. Parfumul ăsta e tot un Killian, adică inspirat tot de un Killian, de această dată de Intoxicated. Și lucrul ăsta este absolut fantastic, pentru că Intoxicated conține lucruri precum cafea, cardamom, nucșoară și scorțișoară. Deci are tot felul de note care mie îmi plac mult. Și când zic cafea, gândește la o cafea preparată, nu o cafea proaspăt prăjită și râșnită. Ideea e că mi se pare că e un Mugler Angelman, dar mult mai rafinat și făcut ceva mai sexy. Mi se pare că Angelman, deși miroase excelent, în anumite privințe e cam brutal. Se duce într-o zonă prea dulce, prea gurmand. Ăsta le echilibrează mult mai bine și vine cu niște performanțe cât se poate de ok, adică peste 7 ore pe pielea mea. Proiecția de asemenea nu e foarte puternică, dar lumea atunci când se apropie de tine pare să-l remarci. Și cu asta se încheie videoul meu despre parfumurile mele arabești, care în mod surprinzător sunt destul de multe. Nu mă așteptam să am atât. Sper că ți-a plăcut și sper că printre ele să fi găsit niște idei de parfumuri pe care să le încerci. De asemenea, dacă crezi că ar trebui să mai încerc alte parfumuri arabești, sunt deschis la tot felul de propuneri. Deci spune-mi în secțiunea de comentarii ce alte parfumuri crezi că ar trebui să mai încerc. De asemenea, îți spuneam și într-un video anterior că pregătesc un video cu întrebări și răspunsuri, așa că dacă ai întrebări pentru mine care nu au neapărat legătură cu parfumurile, poți să-mi spui în secțiunea de comentarii și în video respectiv eu o să-ți răspund. Îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.